Domnule președinte Marcel Ciolacu, domnule secretar general Stănescu, domnule ministru, domnule președinți de organizații județene din regiunea Nord-Vest, stimați invitați, dragi colegi, am fost avertizat să vorbesc pe ceas și am să mă conformez ca un soldat disciplinat. În primul rând, nu știu cine a avut ideea organizării conferinței județene astăzi, dar din punctul meu de vedere a ales bine data. Vreau în primul rând să apreciez prezența în mijlocul nostru, cred că e o premieră după Revoluție, a conducerii naționale a Partidului Social Democrat și să le mulțumesc public, atât liderilor naționali, liderilor zonali și liderilor locali, pentru tot sprijinul acordat pentru implementarea proiectelor cu finanțare națională și europeană. Consider că este o zi notabilă pentru organizația județeană, noua echipă de conducere, structura ei, în formula aceasta sunt oameni care au demonstrat cu fapte, cu realizări profesionale, dar și politice, că sunt cei mai buni vectori de imagine ai partidului în acest moment în salaj. Eu sunt onorat să fac parte din această echipă. Îi mulțumesc, Lionel, și vă mulțumesc dumneavoastră pentru încredere și vă asigur că pentru mine este o mare responsabilitate, dar în același timp am și motivația de a-mi respecta un principiu care mi-a caracterizat întreaga activitate. Oriunde am fost, am încercat să fac lucrurile mai bine decât erau înainte. După alegerile locale din 2020, când am pierdut 8 primării din 24, suntem într-o postură în care suntem datori să reconstruim organizațiile locale cu probleme prin identificarea oamenilor respectați de comunitate, în jurul cărora să construim echipe. Și care echipe în 2024 să câștige alegerile din Sălaj. Această echipă mandatată de dumneavoastră astăzi, din care și eu fac parte, trebuie să creeze și să formeze o mare echipă. Iar în 2024, echipa aceasta să fie echipa câștigătoare din județul Sălaj. Sunt tentat să pun o întrebare oarecum retorică, dar n-am să întreb cine e generalul. Eu o să vă întreb dacă sunteți de acord ca în 2024 să câștigăm alegerile locale în județul Sălaj. Aproape convingător. Mulțumesc. Dragii mei, orice partid prin politici publice este obligat să facă bine oamenilor. Și când faci bine oamenilor și ești de bună credință, înseamnă că ai dreaptă judecată. Și Dumnezeu îi răsplătește pe oamenii cu judecată bună și făcătorilor de bine comun. Azi e momentul ca împreună să resetăm lucrurile, să le demonstrăm sălăjenilor că în fruntea organizațiilor locale avem cei mai valoroși oameni și noi toți avem datoria să nu uităm ceea ce spunea sălăjanul nostru Simeon Bărnuțiu: țineți cu poporul ca să nu rătăciți. Vă doresc tuturor multă sănătate, împliniri pe toate planurile și succes la alegerile locale din 2024!